găsit! Cancerul de col uterin reprezintă una dintre principalele cauze de mortalitate în rândul femeilor din România. Mai grav este faptul că, deși ar putea fi tratată, această afecțiune este descoperită de multe ori prea târziu. O campanie lansată la Cluj vine în sprijinul femeilor din toată țara. Astfel, peste 7.000 de persoane vor fi testate și vaccinate gratuit împotriva acestei boli. Potrivit statisticilor, în fiecare an peste 3.000 de femei din România își pierd viața din cauza cancerului de col uterin. Mai mult de un sfert dintre acestea ar putea fi salvate, spun specialiștii, dacă afecțiunea ar fi descoperită la timp prin intermediul programelor de prevenire și vaccinare. Cancerul de col uterin este o boală, o afecțiune care, din păcate, încă, în primul rând în țara noastră, suntem primii ca mortalitate și ca incidență în Europa, ucide prea multe femei și femei în general tinere, active în viață, în societate, femei care în mod normal nu ar trebui să moară. Este un cancer prevenibil, mai ales de când s-a demonstrat că în istoria lui naturală este implicată infecția HPV, care se poate depista chiar înaintea apariției leziunilor și atunci profilaxia câștigă nivele suplimentare și vaccinul, care este în primul rând o resursă de a evita această boală. Practic, sunt țări, Australia, de exemplu, care făcând vaccinare și screening încep să treacă cancerul de col uterin în categoria bolilor rare, chiar spre eradicare, la fel cum s-a întâmplat și cu boli infecțioase prin apariția vaccinurilor. Deci noi ar trebui să, în loc să moară 3.000 de femei sau câte mor în momentul de față în România anual, ar trebui foarte multe dintre aceste vieți sunt salvabile prin programe de prevenire. Din păcate, foarte puține femei se prezintă la medicul specialist pentru a efectua analizele care le-ar putea salva viața. Femeile în continuare nu se prezintă la programele de screening și chiar informate fiind că nu au asigurat un acces de proximitate la teste gratuitate aproape acolo de localitățile în care ele locuiesc. Asta trebuie să facem. Cu toate testele astea preventive să mergem spre comunități, cât se poate, cu unități mobile, noi formăm acum, de exemplu, în colposcopie și tratament, în primul rând, ginecologii din ambulatoriile de proximitate în orașele mici lângă localitățile astea. Să nu fie nevoite să vină femeia cum vine acum la Institutul Oncologic de la, nu pot să zic decât mama dracului, că așa vine în minte, mă rog, vine până la Institutul Oncologic ca să-și facă un test elementar care se putea face lângă și sunt mii de cazuri care spuse pe drumuri din cauza unor neorganizări corespunzătoare a rețelei sanitare. Asta trebuie să facem. Trebuie încet, încet să deplasăm cunoștințele și serviciile și asigurarea de calitate a acestor servicii și inclusiv tratamentele pe viitor spre aceste zone. Deci o leziune de asta precursorie cancerului n-are ce căuta o femeie din zone izolate să meargă în marile clinici universitare ale Clujului ca să-și facă o criocauterizare ce se poate face în ambulatorul de ginecologie de acolo de lângă ea. Ginecologul de acolo iară face în continuare numai avorturi și femeile vin pentru treaba asta până la Cluj, la fel cum vin și pentru alte. Poate că merită să vii pentru o problemă de fertilitate, să spunem, până într-o clinică de înaltă expertiză din clinicile universitare. Dar pentru chestiile astea banale, adică un test de ăsta banal care se face de către mașină, HPV-ul mai nou, nici măcar nu de citolog sau de nu știu ce, mașina spune că ai test, trebuie să-ți faci un tratament, tratamentul e atâta de simplu. Pentru a veni în sprijinul femeilor, medicii Institutului Oncologic din Cluj au lansat un program național de screening și vaccinare gratuită împotriva cancerului de col uterin. Introducem de anul ăsta pe scară destul de largă screeningul HPV cu teste HPV în prima linie. La început din noiembrie vom porni în etapa a doua a proiectelor POCU cu screeningul HPV în patru regiuni, nord-vest, vest și în București, în zona București și nord-est. Sunt cele patru regiuni care vor porni.
Restul de 4 merg pe Papa Nicolau și după aceea în valul 2 vin și ele și fac teste HPV după ce se trag niște experiențe din pilotarea care o facem noi. Noi vom porni primii în Nord-Vestul, că avem o experiență deja mai veche cu pilotarea, cu... dar și celelalte regiuni și întreaga țară va veni încet, încet aici. Iar noi, fiindcă avem acest know-how, să zicem, de atâția ani de zile și am fost desemnați de Ministerul Sănătății în etapa întâi POCU, a proiectelor POCU, să elaborăm o metodologie pentru treaba asta și o strategie națională de screening pe care suntem pe cale să o finalizăm până în noiembrie, înainte de a porni screeningul propriu-zis. Astea sunt proiectele POCU. Medicii specialiști vor parcurge sute de kilometri cu unitățile mobile în zone defavorizate. Aici vor încerca să informeze, să testeze și să vaccineze peste 7.000 de femei împotriva cancerului de col uterin. Testările sunt gratuite, iar cazurile depistate pozitiv vor beneficia de analize amănunțite și tratament. Este adresat mai ales populației defavorizată din zone izolate, unde mergem cu unități mobile și vom face circa 7.000 de teste HPV și Babeș Papa Nicolau și vaccinări. În premieră vom face 1.000 de vaccinări în urma informărilor din ușă în ușă în comunități rome sau lipovene sau slovace sau ucrainiene sau ce ori mai fi prin satele prin care mergem, informăm dacă au familie, copii despre vaccinare și chiar vaccinăm până la 1.000 de copii. Este, dacă vreți, un studiu legat de relația dintre informare și acceptarea vaccinului și dincolo la screening-ul HPV avem un studiu legat de posibilitatea de autoprelevare a testelor. Femeile la HPV, spre deosebire de Babeș Papa Nicolau, pot să-și facă singure testul. Ele pot să-și recolteze singure frotiul din vagin, că nu trebuie să iei chiar din zona de transformare de pe col. De acolo, din fundul răcesc, ori de unde iei, iese pozitiv rezultatul. Și self-samplingul ăsta, autoprelevare, e foarte importantă în zonele izolate. Cum e Delta Dunării, că acolo o pilotăm și o încercăm. Că acolo e mult mai simplu să te duci și să împarți în toate satele lipovene, numai treaba asta cu care se face recoltarea, devizul cu care se face recoltarea, și femeia își recoltează și ți-l mergi și le adun și le faci analiza. Sunt multe sate acolo fără medici, nu-s mese ginecologice, nu prea ai cum să faci, nu au acces la testul Babeș Papa Nicolau de foarte multe ori. Nu doar pacientele, ci și medicii din zonele defavorizate trebuie să primească informații despre cancerul de col uterin. De aceea, o componentă importantă în cadrul proiectului o reprezintă instruirea personalului sanitar din aceste regiuni. Trebuie foarte multă informare și în corpul medical. Pentru că corpul medical în sine nu este informat. E foarte puțin informat. Și sunt foarte mulți medici rezistenți la informare. Asta a fost motivul eșuării campaniei, dacă vreți, la prima etapă de vaccinare HPV. Medici de familie au devenit prima piedică în calea vaccinării, consilind eronat femeile. Ceea ce nu e normal. În continuare, formăm personal. În următorii 3 ani care mai sunt de proiect, început anul trecut, pregătim personal pentru etapa a doua. Pornim după aia din noiembrie etapa a doua, facem teste și pe măsură ce găsim femei pozitive, avem personal pregătit și dotat cu colposcope, cu ce trebuie să le finalizeze. Acolo în teren nu să vină toate la Institutul Oncologic. Eu încep să fac 140.000 de teste. Dacă 5% au leziuni și le aduc pe toate în oncologie, am terminat. Circulația din Cluj, doctorii din Cluj, nu merge. Deci ăsta trebuie să meargă mână în mână. Dacă pornești un program de genul ăsta național, trebuie să se asigure întreaga infrastructură pe toate nivelele. Descoperit la timp, cancerul de col uterin poate fi vindecat relativ ușor. Chiar și în stadiile mai avansate, rata de supraviețuire este ridicată, dar condiția este ca pacientele să apeleze la medicul specialist. În stadiile, până în stadiul 2, practic, în Statele Unite, dar noi mergem uneori și mai mult cu tratamentul chirurgical, merge chirurgical inițial. Sau radioterapie și apoi chirurgie. Biopsie, radioterapie, chirurgie, aici sunt protocole diferite în diferite centre și așa. De la stadiul 2B, de la stadiul 3, să zicem, nu mai e ce căuta cu chirurgia. Deci tumora rămâne pe loc și face numai radioterapie. Cu o sensibilizare de chimioterapie înainte. Și face radioterapie exclusivă. Și sunt cazuri care supraviețuiesc și merg foarte bine cu radioterapie exclusivă și trăiesc la 15 ani, deși
au fost în stadiu avansat la început și supraviețuiesc. Un studiu recent a demonstrat faptul că vaccinul a dus la reducerea semnificativă a cancerului de col uterin în rândul femeilor, mai mult chiar cu ajutorul vaccinului, boala ar putea fi complet eradicată în următorii 30 de ani. Știți că ritmul muzicii influențează bătăile inimii? Conexiunea între muzică și medicină își are originea în trecut și a constituit subiectul a numeroase controverse. În antichitate, oamenii obișnuiau să trateze anumite afecțiuni sau stări de disconfort fizic prin ritualuri de magie albă, acompaniate de muzică specifică invocării unor divinități. De asemenea, terapia prin muzică sau meloterapia era folosită pentru a-i revigora pe cei deprimați și pentru a-i încuraja pe cei care plecau la luptă. În prezent, calitățile curative și liniștitoare ale muzicii sunt de asemenea folosite în unele spitale pentru a alina suferința bolnavilor, dar se pare că legătura dintre organismul uman și notele muzicale merge chiar mai departe. Atunci când ascultăm muzică, ritmul cardiac crește în mod semnificativ, dar un tempo lent reduce acest efect, conform unui studiu al Institutului de Cercetare în Muzicologie de la Universitatea din Ghent, Belgia. Pentru a afla mai multe despre calitățile stimulante sau relaxante ale muzicii, cercetătorii au observat influența muzicii asupra ritmului cardiac. Mai întâi, ei au măsurat pulsul unor voluntari în stare de relaxare. Apoi, aceștia au ascultat melodii al căror ritm era similar, mai rapid sau mai lent decât ritmul cardiac. Inima participanților la studiu a început să bată în mod semnificativ mai rapid atunci când s-a difuzat muzică, spune Edith Van Dyke, coordonatoarea studiului. Accelerarea ritmului muzicii nu a stimulat ritmul cardiac și mai mult, dar când tempoul a scăzut, s-a detectat un efect asupra numărului de bătăi pe minut și efectul stimulant al muzicii s-a redus. Ritmul cardiac a revenit la un număr de bătăi pe minut apropiat de cel măsurat în tăcere. Aceste rezultate sunt importante pentru o mai bună înțelegere a rolului benefic al muzicii în viața noastră cotidiană. Terapeuții și sportivii s-ar putea folosi de avantajele acestei descoperiri, a mai adăugat cercetătoarea belgiană. Despre bacteriile probiotice știm cu toții că sunt asociate cu numeroase beneficii pentru sănătate. Lipsa acestora reprezintă principala cauză a bolilor digestive, dar cu o alimentație corectă putem regla natural nivelul de bacterii bune din organism. Iaurtul, parmezanul sau ciocolata neagră sunt printre bunătățile indicate în acest caz. Probioticele, așa numitele bacterii bune, se găsesc în mod natural în organismul nostru și ajută la asimilarea substanțelor nutritive din alimente. Ele se regăsesc atât la nivelul pielii, cât mai ales în cavitatea bucală și în sistemul digestiv. Probioticele joacă un rol esențial în menținerea sănătății, protejează organismul de infecții, susțin sistemul imunitar, reglează tranzitul intestinal și previn afecțiunile gastrointestinale. Dată fiind importanța lor pentru organism, specialiștii recomandă includerea în dieta zilnică a anumitor alimente bogate în aceste bacterii benefice. Iaurtul este una dintre cele mai importante surse naturale de bacterii probiotice, dar atenție, nu orice produs te ajută să fii mai sănătos. Nutriționiștii recomandă iaurtul natural preparat în casă din lapte pasteurizat și nu cel de pe rafturile magazinelor. Evitați mai ales iaurturile cu fructe, deoarece acestea sunt bogate în îndulcitori artificiali, conservanți și arome sintetice, care provoacă mai mult rău decât bine. Pe lângă faptul că este o sursă de bacterii probiotice, iaurtul aduce și alte beneficii organismului. Îmbunătățește digestia, întărește sistemul imunitar, previne osteoporoza și cancerul de colon și ajută la scăderea tensiunii arteriale. La fel de benefic pentru sănătate este și chefirul, considerat doar un alt fel de iaurt. Acesta este bogat în enzime, vitamine, minerale și alte substanțe bioactive. Chefirul are un aport mult mai mare de bacterii benefice decât iaurtul și este singurul care conține chefiran, un probiotic cu puternice efecte antimicrobiene. Acest aliment este și un excelent antioxidant și are efecte benefice asupra sistemului digestiv. El stimulează refacerea florei intestinale și previne problemele digestive provocate de tratamentul cu antibiotice. Atât iaurtul cât și chefirul pot fi consumate la micul dejun, dar și ca o mică gustare între mese.
Nelipsită de pe mesele românilor, în special în sezonul rece, varza murată este o sursă excelentă de bacterii probiotice, mai ales dacă este pregătită prin fermentație cu ingrediente naturale, dar beneficiile ei pentru sănătate sunt mult mai numeroase. Varza murată conține nenumărate vitamine, printre care vitamina A, vitamina C, vitamina D și complexul de vitamine B. Ea este bogată și în minerale necesare bunei funcționări a organismului, precum și substanțe cu proprietăți antioxidante, antiinflamatoare și analgezice. De asemenea, varza murată poate fi folosită cu succes în ameliorarea alergiilor și în stimularea digestiei. Poate vă vine greu de crezut, dar banalul borș este un aliment complex, plin de probiotice, enzime și minerale benefice sănătății. De asemenea, conține cantități importante de vitamine, precum vitamina C, vitamina K și întreg complexul de vitamine B. Borșul este recomandat pentru curele de detoxifiere, dar are și proprietăți antiseptice, reduce tensiunea arterială și reglează nivelul glicemiei și al colesterolului din sânge. Acest aliment poate fi folosit cu succes pentru a trata bolile cardiovasculare sau ale sistemului respirator și te poate scăpa de dependența de tutun sau de alcool. Brânzeturile moi, precum parmezanul sau sortimentele de brânză Gouda, conțin bacterii benefice capabile să traverseze sistemul digestiv fără a fi distruse. Sursă excelentă de probiotice, brânzeturile sunt recomandate în special persoanelor în vârstă. Un studiu realizat de cercetătorii finlandezi au demonstrat faptul că o felie de brânză consumată zilnic timp de 4 săptămâni a avut drept efect întărirea sistemului imunitar și reglarea tensiunii arteriale. Să nu vă mirați dacă și un desert poate fi bogat în probiotice. Vorbim despre ciocolata neagră, unul dintre puținele deserturi benefice pentru sănătate. Pe lângă bacterii benefice, ea este o sursă excelentă de antioxidanți și are un efect energizant asupra organismului. În plus, datorită conținutului mare de cacao și a cantității reduse de zahăr, ciocolata neagră poate fi consumată și de persoanele care suferă de diabet. Celulita sau grăsimea localizată nu iartă pe nimeni, nici măcar pe cei care nu au neapărat kilograme în plus. O soluție inovativă în remodelarea corporală este procedura pe bază de microunde, care se aplică direct pe zonele cu probleme. Specialiștii garantează confortul pacientului și lipsa oricărui efect advers. Aparatul folosește tehnologia microundelor, microunde cu o frecvență selectivă de 2,45 de GHz care targetează țesutul adipos. Ce se întâmplă? Energia absorbită de către celulele adipoase duce la o creștere a metabolismului celular și o rupere a membranelor celulelor adipoase, care se elimină prin structurile vasculare și limfatice de către organism. Cam așa se desfășoară o ședință de terapie cu microunde speciale care vizează selectiv celulele adipoase pentru a reduce depozitele de grăsimi localizate într-un mod sigur, eficient și non-invaziv. Principiul de funcționare este relativ simplu. Totul a pornit de la o idee de a folosi energia microundelor, energie care se întinde într-un spectru de la 1 la 100 de GHz, pentru a targeta țesutul adipos. Ei bine, pielea, știm din fizică, reacționează diferit în funcție de energia la care ea este supusă. Ea este, permite penetrarea energiilor cu frecvențe înalte, iar la frecvențele mai reduse opune o rezistență. Acea rezistență se cantonează în staturile superficiale ale pielii și produce căldură localizată, respectiv senzația de disconfort. Ei bine, terapia ONDA folosește o frecvență selectivă de 2,45 de GHz, frecvență care s-a dovedit că targetează direct țesutul adipos, adică are acțiune direct pe celula adipoasă din piele. Ce se întâmplă? 80% din energia care penetrează tegumentul ajunge la nivelul celulei adipoase și crește metabolismul acestei celule, face ca membranele să se rupă și stimulează eliminarea lor printr-un sistem vascular și limfatic, normal și obișnuit corpului nostru. De menționat, foarte important, este că această frecvență nu afectează dermul, mușchii, organele vitale și nu produce încălzirea straturilor superficiale ale pielii, ca atare senzația de disconfort nu există. Înainte de aplicare, se delimitează o zonă de aproximativ 20 pe 20 de centimetri și se utilizează o vaselină ca mediu de interfață între tegument și aparat. Doar 20% din energia furnizată de aparat ajunge în derm, iar restul de 80% pătrunde în grăsime. Terapia acționează pe trei direcții: celulită, grăsime localizată și piele lipsită de laxitate. Celulită este un termen foarte familiar nouă tuturor,
Țesutul adipos, ca să pornesc anatomic, țesutul adipos este alcătuit din celule adipoase aglomerate sub formă de lobuli, între care se găsesc septele intralobulare. Ei bine, aceste septe intralobulare, în general, sunt dispuse paralel cu suprafața pielii. Însă, la femei, îndeoseb pe zona posterioară a coapselor, ele se situează perpendicular pe suprafața pielii. Când tensiunea în aceste septe crește, ele se scurtează și apar la suprafața pielii acele denivelări cunoscute sub forma de aspect coajă de portocală. Ei bine, terapia Onda merge și tratează celulita prin două direcții. 1. La nivelul septelor intralobulare scade rezistența, astfel încât celulele adipoase sunt menținute în hipoderm și nu mai colabează, nu mai dau acele depresiuni în piele. Și 2. Distruge celula adipoasă și o elimină prin sistemul limfatic și vascular. Bun. Apoi să vorbim un pic despre grăsimea localizată. Prin definiție, grăsimea asta este o grăsime care este încăpățânată și nu răspunde nici la dietă, nici la exercițiu fizic intens. Noi ne naștem, important de spus, cu un anumit număr de celule adipoase. Aceștia cresc sau scad volumul în funcție de creșterea sau pierderea în greutate. Când ne îngrășăm, celulele își măresc volumul, iar când slăbim, ele se micșorează. Terapia Onda, pentru că distruge membrana celulară și dezintegrează celula, se elimină, astfel încât celula targetată de terapia Onda nu mai revine înapoi. Apoi, pielea lipsită de laxitate. O porțiune din aceste energie emise de terapia Onda merge și la nivelul dermului profund. În dermul profund sunt fibre de colagen. Acolo, ele scurtează fibrele de colagen, astfel încât pielea devine mai compactă și mai tonifiată, cu un efect benefic pentru aspectul fizic. Tehnologia este una relativ nouă pe piața din România și se adresează atât femeilor cât și bărbaților care nu se simt bine în propria piele. Atenție însă, efectul microundelor nu se aplică în cazul obezității, afecțiune care necesită tratament separat. Este important de menționat că această terapie Onda se adresează și este accesibilă atât domnilor cât și doamnelor care își doresc să se simtă bine în pielea lor, care doresc să investească în remodelare corporală și care doresc să scape de imperfecțiunile pielii. Însă, pe partea de patologie, respectiv obezitate, eu le recomand pacienților să consulte un medic de interne, pentru că este o afecțiune separată. Sigur, rezultatele sunt foarte bune, dar vorbim de o acțiune localizată, nu una sistemică în întreg organismul. Terapia Onda este total neinvazivă, 1. Pentru că nu folosește canule ace care să penetreze tegumentul, care să producă traumă în tegument, și 2. Pentru că se cantonează pe țesutul adipos, nu permite energia să se absoarbă în statele superficiale și nu dă efecte adverse. Eficiența se vede în cât timp? Câte ședințe trebuie să facă o persoană și care e procedeul? Prin câte ședințe trebuie să treacă și după cât timp vede rezultatul? Ședințele se fac în general una la 2-3 săptămâni. Durata este relativ scurtă, 20 de minute, iar pacientul are nevoie de 4 ședințe pe zonă. Rezultatele se văd încă de la prima ședință, datorită organismului care elimină celulele adipoase odată distruse și dezintegrate de către această terapie. Vorbim de multe beneficii, în primul rând siguranța pentru pacient. Pacientul se simte confortabil pe durata ședinței, nu există contraindicații majore, iar pacientul se simte sigur și confortabil pe durata ședințelor. Apoi, vorbim de o acțiune extinsă pe 3 ramuri de afecțiuni, grăsime localizată, celulită, respectiv pielea lipsită de laxitate. Tratează toate zonele corpului, iar procedura este rapidă, eficientă și nu în ultimul rând este nedureroasă pentru pacient, un aspect foarte important pentru toată lumea care dorește să încerce orice fel de terapie. Se recomandă câte 4 ședințe pe zonă, o dată la 3-4 săptămâni. Sistemul de răcire care intră în contact cu pielea este integrat în aplicatorul de mână și are rolul de a contrabalansa căldura emisă de microunde. Consultanții spun că nu există efecte adverse sau contraindicații. Practic, procedura durează între 10 și 20 de minute. Este complet nedureroasă pentru pacient și nu are contraindicații post-tratament, ceea ce înseamnă că după ce se finalizează procedura, pacienta poate să își reia activitatea de zi cu zi.